Ce faci, mă, Marius? De ce ești supărat? Ce s-a întâmplat? M-a bătut Behan. Cine te-a bătut? Behan. De ce te-a bătut Behan? S-a dat aia de la tine. Păi ce s-a întâmplat? Că a spart magazin. Cine a spart magazin? Aia lui unde se bate. Da? Păi și... Te văd că ești așa bătut, ești lovit. Din ce motive? Când s-a întâmplat asta? În seara aia, când am fost aici. Da? Și... A venit poliția la tine acasă sau acum? Da. După stradă? De unde te-a luat? Nu, de acasă. Eram cu mama aia. Făceam mâncare. Da? Și te-a dus la secție sau cum? Da. Și acolo ce te-a... Ce te-a întrebat sau ce s-a întâmplat? Ceva... A început să mă întrebe că am fost și eu... Dar mi-ai spus mai devreme că te doare într-o parte, că ai fost lovit. Acolo? Cine te-a lovit acolo? Behan. Cine? Behan. Cine este Behan? Vreau. Lucrează în poliție? E la poliție aici, la Ostrov? Și cine mai era la postul de poliție când te-a bătut? Era Behan, Angeluș și ăla. Nu te-am auzit, zi mai tare, cum te-am auzit? Behan, Angeluș și postul ăla... Pistolarul, da. Te-au pus și cătușile sau doar așa stăteai la masă? Stăteam jos. Deci te-au acuzat pentru furt? Da. Și mai devreme mi-ai spus că ți-a confiscat telefonul. Da. Tu nu mai ai telefon acolo? De ce ți-au confiscat telefonul? Ai idee? Din cauza cui? Florin și lui George. Dar tu ești prieten cu Florin și cu George? Ai fost cu ei pe undeva? Nu, am plecat acasă. Mă chemă... Da? Și tu acum nu mai ai telefon? Adică să înțeleg că tu mai devreme ai fost și bătut și ți s-a luat și telefonul? Da. Dar cine ți-a luat telefonul? Asta... Pistolarul. Cine este pistolarul? Că știi cum îl cheamă? Îl cunoști așa după descriere? Mm. E înalt, e tuns... E ca aproape cât el. Da? Și cât timp te-a ținut la poliție? De la 4. De la ce oră? De la... Cât era numărul aici? Nu mai ții minte bine, nu? Dar... Acolo te-a întrebat și pe tine dacă ți-e sete, dacă ți-e foame, dacă trebuie să aduci pe cineva, un tutore, un părinte cu tine. Nu te-a întrebat nimic? Nu ți-a spus nimic? Am înțeles. Bine, mă, Marusică, o să vedem ce facem. O să discutăm cu niște oameni care vor face tot posibilul să se facă dreptate în acest sens. Cât despre tine, nu sper de speranța și stai cu minte că îți vei recupera telefonul, să nu mai plângi. Dacă cumva te mai doare sau ai amețel sau îți vine să vomiți, eu o să fiu aproape și vii la mine și eu sunt la 112 dacă cumva ți se face rău, da? Acum stai cu minte că într-o zi îți vei recupera telefonul, da? Bine, Marci. Ha, pa!